Bună ziua și bine ați venit la Prof Online. Să nu uitați să dați like și share. Da, după cum ați auzit, suntem, iată, împreună cu Ricky și cu Noemi și cu Irene. Irene din clasa 3-a, trecut în clasa 4-a, verișoara celor doi frățiori. Și în clipa asta debutăm, știți cu ce? M-a sunat un coleg, merită să-i vedeți, suntem aproape de stupină și nu stau decât cu măștele le teamă și chiar și mie mi-e teamă să nu cumva să-i înțepe, dar să sperăm că trecem cu bine și ziua de astăzi. Așadar, spuneam că m-a sunat un coleg de-al tău, din Călăraș, Mihai din Călăraș, și am povestit că am să fac tema eghișițul aceea. Deci el mi-a propus un eghișițul. Asta vreau să spun, era și frățiorul tău aici, când s-a întâmplat lucrul acesta. Mie mi se întâmplă foarte des, mă sună copiii de oriunde din țară. El mi-a spus că este un fan al meu, deci deși e în clasa a treia, e un fan al meu. Vă nici nu știți ce mare bucurie aveți voi, că stați chiar direct cu Prof Online de vorbă. Este o mare, mare, cum spun, o șansă foarte mare pentru voi. Așa că, nu mai lungim vorba, să vedeți ce ghiștiți mi-a propus. Mi-a zis așa, zice, să se determine numerele, cred că până aici, așa se vede, am să trag o linie ca să știu până unde să scriu eu. Și voi să puteți ajunge până acolo, să spunem când vă scot la tablă. Chiar dacă nu o să ajungeți ce chiar. Ce te-ai da? Poftim? Exact. Ce exerciții, problema propusă. Da, exerciții diverse, exerciții. Da. Exerciții diverse. Noi spunem exact. Problema lui Mihai. Problema lui Mihai. Din Călăraș. Din Călăraș. Da? Problema lui Mihai din Călăraș. Zice așa. Să se găsească numărul ABC și respectiv DEF, nu D, E, 3DE, parcă așa am zis eu. DEE, deci să se găsească numărul ABC și respectiv DEE, așa încât ABC plus BCA plus CAB plus CAB, așa e egal cu AB plus BC plus CA plus DEE. Plus DEE. Ia să vedem dacă se vede. Deci să găsim numărul ABC. Un număr din câte trei? Din câte cifre? Din câte trei cifre? Din trei cifre. Da. Cifra sutelor, zecilor și a unităților. Da? Un număr din trei cifre. Plus un alt număr din patru cifre. Da. Cifra miilor. Sutelor. Sutelor. Adică sutele, zecile și unitățile sunt egale, aceeași cifră, da? Da. Deci să găsim, practic, ABC și DEE, încât să se întâmple ca în clipa ele, numărul acesta ABC și DEE să satisfacă această relație. Da. Adică ABC plus BCA. Ce înseamnă BCA? BCA înseamnă numărul acela în care acum cifra sutelor este B. Da. Cifra sutelor este C, aici cea a unităților este A. A. Adică vreau să insist un pic, să vedem dacă nouă vouă e clar. Cum se scrie 235? Se scrie 235.
plus 30 plus 5. Nu, asta e clar pentru toată lumea, da? Deci 235 înseamnă 200 plus 30 plus 5. Adică mai putem scrie și în felul ăsta. 2 ori 100. Nu, 200 înseamnă da, 2 ori 100. 3 ori 10. Plus 3 ori 10. Și plus 5 ori 1. Plus 5 ori 1. Plus 5. Pur și da. Plus 5, da? Așa se scrie numărul acesta. Cum s-ar scrie ABC? ABC. A plus B. Nu, nu A plus B. A ori 100. Plus B ori 10. Plus C ori 1. C ori 1, da? Da. Deci A ori 100, că e cifra sutelor. Deci aici 235 100, ce am zis? 2 ori 100. Da. Plus 3 ori 10. Plus 5. Deci, Ricky, te rog să ieși la tablă și să scriem numărul ABC. Deci, în loc de ABC, cum o să scriem? A ori 100. A ori 100, te rog. A înmulțit cu 100. O leac mai mare, să scrii, da? A ori 100 plus B ori 10. B ori 10. Plus C. Plus C. Plus C. Atâta. Hai să scriem că tu acum ai tradus prin cine le-ai tradus? Pe ABC. Da. Numărul ABC le-ai tradus ca fiind A ori 100 plus B ori 10 plus C. Da. Alex, tu de drumul la limita ta. Ai ceva probleme? Da. Ia să vedem. Păi, de ce la pătrat? E simt pătrat acolo, nu? Nu e nimic. Îl vin ca un din om aici. Păi, mai e important să lucrezi acolo, se întâmplă ceva interesant. Deci va veni prima parte la pătrat de 2, prima parte la pătrat de 2. Uite, vedeți. Uite, vedeți. Da. Deci lucrează acolo. Acum aș vrea să scrii și pe BCA. Punct și virgulă. BCA. Te rog să mergi la loc și să meargă este Chirit. Este aproape aici. La ce ești și tu, sigur, toată lumea. Deci BCA. B, un pic mai mare, da? C, A. Se scrie, punem bară BCA deasupra, cu bară, ca să înțeleagă un număr. Se scrie ca fiind B ori 10. B ori 100. Ori 100. E cifra sutelor, da? B ori 100 cu punct. Noi, în loc de ori care știți voi, punem punct. Da? B ori 100 plus C ori 10 plus C ori 10 plus A. Așa, puteți spune un A cu B, D, ce vrei tu, ca să fii ușor cu dizapătă, da? Așa. Deci, B ori 100 plus C ori 10 plus A. Este cine? BCA. Și acum, Naime, să vedem pe CAB. Un pic mai mare. CAB, da? CAB. Este C ori 100, da, ori C-ul mai mare, da? C ori 100, uite așa scrie, da? C ori 100 plus A ori 10 plus B. Asta este cine? Am să scriu în continuare în partea asta altă pe cine mai avem descris. Am zis pe ABC, BCA și CAB. Deci, practic, astea trei le-am făcut, da? Da. Și acum, AB. Ce ar însemna AB? AB. Numărul 11. AB. A ori 10. B ori 1. Plus B ori 1. Plus B. Așa face? Da. Apoi, spunem... Când delta e egal cu 0? Dacă delta este egal cu 0, de cine sunt egali? Sunt... T pătrat minus 4T plus 4 este un binom acolo la pătrat, este
T minus 2 totul la pătrat. T minus 2 totul la pătrat. Așa, AB, BC-ul. BC, îl scriu ca B ori 10 plus C. Iar CA, CA îl scriu ca fiind C ori 10. Haideți să scriu relația în totalitate, copii. Adică egalitatea asta s-o traduc acum. De acord cu mine? Da. Deci, să luăm de la capăt și în loc de ABC, ce să scriu? În loc de ABC. ABC să scrie 111. Nu 111. De ce? Deci, în loc de ABC, păi scriu că în loc de ABC 100A plus 10B plus C. Deci, în ordine asta să scrie, da? Deci, haideți să ne să șterg eu aici. Am înțeles cum trebuie scris, dar ca să-mi fac spațiu, eu am șters aceste lucruri, da? Nu șterge și voi din căiețea, nu? Da. Adică nu. Nu șterge. Bun. Deci, în loc de ABC, îmi dictez Noemi, merg pe mâna ta, tu îmi dictez și scrii. Știi cum facem noi, da? Da. Zi. A ori 10. A ori? A ori 100. Așa, A ori 100, adică 100A. Da, 100A. Plus... B ori 10. Adică 10 ori B. Da. Plus 10 B, 10 ori B. 100 ori A, plus 10 ori B, plus C. Plus Ricky. Plus C. Suntem aici. Plus B 100 B. Plus 100 B, 100 B, plus B, plus C. 10C, da, și plus A, plus mai departe, plus 100C. Foarte bine, 100C, să ne spunem prietenilor noștri că tu ești, abia ai trecut în clasa a 4-a acum, nu? Deci tu ești colegă cu Mihai. Colegă. Așa este, da? Colegă de clasă. 100C plus... plus. O 10A, da. Plus 1B. Plus 1B. Da? Egal cu? Egal cu Noemi? Dacă atribui un radical, nu schimbi egalitatea, nu? Dacă mulțești cu un radical? Da. Nu schimbi. Dacă mulțești în stânga și în dreapta? Și sus și jos, da. Și sus și jos, numărătorul și numitorul, da. La o fracție, da? Păi sunt 3 de A. Nu, 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 nu. Vreau să continuăm egalitatea. A. 10A. 10A plus B. Și am scris pe primul. 10A plus B pe primul, da? Da. Plus. Vedem? Da. 10B plus C. Da, 10B plus C. Plus 10C. Plus 10 C plus A. Și plus, în sfârșit, DEF-ul ăsta, da? Da. O să-l traducem repede la sfârșit. DEF. DEF. Ricky, te rog, echivalent, egalitatea asta, de la capăt. Hai să vedem câți de A avem. Să vedem câți avem de A. 100 de A de A și mai avem una pe undeva? Da, mai avem. Și una aici. Și una. Și 10A. Da. Deci 100 de-al de aș cu 10A și cu un A cât fac? 111. Da. Foarte bine. Deci vine 111A plus. 111A plus. Te rog, Irina, acum... Irene. Irene, lasă-mă că e tare greu pentru mine. Irene. Te rog să urmărești pe B. Câți de azi de B vei avea? 3. Adică în 3 locuri îl vedem pe B. Îl vedem aici, aici și în sfârșit unul singur acolo. Cât sunt în total? 100 de B, un 10 B și cu un B? 111 B. Tot așa, plus 111 de al de B. Da. Plus de al de ce, Ricky? 111. Tot 111 ce? Da? Plus 111
111C da, da. Egal cu în partea dreaptă de A. Cât sunt de A? De A 10A și 1A? 11. Deci face 11A plus de al de B cât găsim? 2. Adică un 10B și încă da, un B. 11B. Plus 11B. Plus 11 ce? Și plus de... Și plus de... E, e, e. De, e, e. Ăsta o să-l traducem la momentul potrivit. Și acum ar fi echivalent în scrierea asta așa. Ei, copii, avem 111 de al de A, 111 de al de B. B trebuia să scrie aici, da? Am greșit. B și 111 ce? Vreau să vă amintesc un lucru. Ce proprietate este asta când spunem 3 pe lângă 3 înmulțit cu 5 plus 4 egal cu 3 ori 5 plus 3 ori 4? Cum se numește proprietatea asta? Cine o poate spune? Se numește distributivitate. Da? Înmulțirea se distribuie adunării. Da. Deci înmulțirea se distribuie adunării. Deci 3 înmulțit cu 5 plus 4 înseamnă 3 ori 5 plus 3 ori 4. Dacă este adevărat să ne convingem. 5 cu 4 cât face? 9, nu? Da, 9. Și 3 ori 9 face 27. 27 din coace cât ar fi? 3 ori 5? 15. 15 plus 3 ori 4, 12. 15 și cu 12 face 27. Da. Da? Deci este corectă proprietatea asta și merită să o reținem. Ei copii, acum putem să gândim și înapoi. Ori de câte ori veți avea o relație de așa asta în care vedeți 3-3, provine de la distributivitate. Și asta înseamnă că, având 3 și aici, la termenul acesta, și în partea asta, scoatem pe 3 în factor, să zicem. Scoatem pe 3, Richie, ești atent? Nu ești atent? Pe 3 în factor. Așadar, aici 11 de al de A, plus 11 de al de B, plus 11 de al de C, 11, 111, ăsta joacă rolul lui 3. 3, 3. Și atunci eu îmi permit să fac următorul lucru. Să scot pe 11 în factor, comun, da? Da. Și o să zic, 111 înmulțit cu A plus B plus C. Că uitați, dacă mă întorc înapoi, cum se întâmplă? 111 se distribuie și lui A, și lui B, și lui C, adică, da? Deci vine 111A plus 111B plus 111C. Deci așa se întâmplă cu proprietatea înapoi văzută. Deci 111 e egal mai departe și acum te rog să-mi spui tu, Richie, că ai fost foarte atent. Ce aș putea face acolo, în partea dreaptă? 11 ori paranteză A plus B plus ce? Așa este, de da? Deci a fost foarte atentă. Deci 11 ori A plus B plus C și plus D, E, E, E. D, E, E, E. Copii, acum eu trebuie să mă descurc. Deci, hai să ne închipuim aici că avem mere. 111 mere, din coace avem 11 mere. Să scădem din ambii membri, și din stânga și din dreapta, pe 11 mere. E diferența de 100. Deci va fi diferența 100, da? Deci, voi putea spune așa, scădem din ambii membri pe 11 A plus B plus C. Și atunci, egheșițiul va însemna așa. 111 minus 11 face 100, da? 100 100 de al de cine? De al de A plus B plus C. Richie, 100 de al de A plus B plus C. Hai să te rog să scrii tu și tu. 100 de al de A plus B plus C egal cu D, E, E, E. Egal cu D, E, E. Adică dacă am 1 minus cos pătrat, formula e 1 minus cos la 4. Da. 1 minus cos pătrat
este egal cu 1 minus cos pe lângă 1 plus. Plus cos. E la a doua, plus pe la a doua, cum ești. Corect. Deci, bravo, medici! Nu la care să știe, nu știi, nu are nicio idee, nu are nicio, corect. Îți place, nu? Particip la discuție. El aici e atent. Da, acolo vreau 100 ori. 100 ori, sigur că da. Dacă, dacă nu se mai... aflăm în partea aia, aflăm și câte de... Sigur că da! Eu știu, de ei este un număr mare. Un număr mare. Nu, de 4 cifre. Deci să ne întoarcem, Alex. Da, înțeles. Deci 1 minus cos pătrat este egal cu 1 minus cos pentru 1 plus cos. Da. Și 1 minus cos este esența. Cu 1 plus cos, acolo poți să lovești pe argumentul cu valoarea respectivă și cos de 0 este 1, 1 și 1 fac 2. Da. Rămâne 1 minus cos acolo. 1 minus cos ori 2. Da? De la 2 rădăcina pătrată. Bun. Acum, cine să fie A? Cine să fie B? Cine să fie C? Niște cifre, nu? Până la 9, încât înmulțit, atenție, înmulțit cu 100, să ne dea 0, 0, 0. Atenție, când înmulțim un număr cu 100, ultimele două sunt 0 ori. Da. Nu? Da. Da? Și acum... Și eu, atunci, și celălalt 0? Și ăsta trebuie să fie tot 0, dar... Cât să dea încât să facă totuși un 0? Aici, dacă cine este atent, ce să-i dau? Ciocolată. O ciocolată? Nu. Căpăceală. Căpăceală. O ciocotură de albiră. Gata, vă ofer o ciocotură. Omule. Cine să fie omul? Adică dacă îl las căpăceală. Atâta, da. Și căpăceală, dar de asta, așa. Dar unde trebuie să fim atenți? Deci trebuie să fim foarte atenți la faptul că suma asta trebuie să-i ofere deja un 0. Ce numere adunate aici, ce cifre, cât să fie A, B și C, o distincte, încât la adunare să facă cu 0. Că numai dacă dă un număr, să spunem 10 ori 100, 10 ori 100, se va întâmpla să facă cu 3 zerouri, nu? Da. Da, va avea. Deci, suntem obligați să gândim aici. Dar sunt mai multe variante. Sigur că da. Okay. Eu zic A este 1. Așa ce? A e 1. B e 2. Dar eu spun Irene, este bă. Așa, dă-mi el o variantă. A e 5. Pardon, B e 5. A egal cu 1. B egal cu 5. Și C egal cu 4. C egal cu 4. Ok, acum vreau căpuceală. Deci, n-am timp acum că mă ocup cu chestia asta, căpăceală îți dau când termină. Da. Da? Dau când termină căpăceală. Dar de ce? Nu, eu... Da, de ce? Este adevărat acum? Hai să vedem dacă în varianta dată de Ricky lucrurile merg corect. Da? Ce se întâmplă aici? Dar poate fi, adică, A, B sau C, unul din ele e 0? A, B sau C, unul din ele 0? Nu. Dacă A, B sau C poate să fie 0, nu cred că vorbim de numărul A la început. Nu există număr care să aibă cifra de pe primul loc să fie 0. Corect. B. Nici pe o n-are șanse. Da. Nici ce o n-are șanse să fie 0. Da? Deci cu varianta A, B, C, 0 pică în Miami. Da? Da. Irene, deci ea a dat, Ricky a dat varianta asta, te rog să vedeți și tu. Ia să vedem la Irene. I-am zis că A este 2. Deci te-ai gândit la A egal cu 2. A egal cu 2. B egal cu... Complicat. Se poate. B egal cu 3. Bine, 3. Și C-ul cât să fie? Nu, mor, 5, sigur că dacă așa nu le-a 10. Da? 10. Dar la mine mai sunt variante, adică le putem întoarce. Sigur că da, foarte multe variante. 6-3-1. Deci A egal cu 6, B egal cu 3, și C egal cu 1. Da? Apoi dăm o variantă. Deci sunt variante destule. Vă las ca temă să găsiți toate variantele. Le-am găsit deja. Deci toate variantele posibile. Nu. Ca să ne dea 10. Deci să ne dea 10.
Întrebarea este, oare numai 10 poate să dea? Poate, nu poate să dea și 20? 20. Și, și 30. Și 30. Dar să vedem, 30 poate să dea? Nu, nu, nu poate. Păi au, poate să fie cel mult ca cifră. 9. 9 plus 9 plus 9. 9, 20 și 7. Deci nu se poate să fie 30, ci numai 20. Da, nu. Da? Deci până la 20. Da. Așa, până la 20. Dar vreau să găsiți toate posibilitățile. Da, să trăiești. Da? Da? Deci toate posibilitățile. Și acum, întrebarea mea, acasă veți gândi exercițiul ăsta, da? Toate posibilitățile acasă. Asta fie 10 și 20, da? Da, 10 și 20. Deci, practic, miza sau exercițiul este important prin varianta asta. A plus B plus C egal odată cu 10. Și odată, o altă variantă, A plus B plus C egal cu 20. Da? A plus B plus C egal cu 20. Ce variante sunt pentru descompunerea lui 10 cu A diferit de B diferit de C? A diferit de B diferit de C. Da? A diferit de B diferit de C. Vreau toate variantele ca să-i răspundem lui Mihai. Mihai a venit cu problema aceasta. Asta nu fie numele egale. Da? Unde credeți că a fost frumos? Ești foarte interesant. Vreau să-mi dați, să-mi indicați punctele de finețe ale ghișitului. Mi-a plăcut acolo când noi am întrebat dacă A, B sau C poate fi 0. Acolo ți-a plăcut. Da. Un moment ca pe care tu l-ai văzut, e interesant. Altcineva, Eren, unde ți-a plăcut ție foarte tare ghișitul? Venul. Când am descoperit care ar fi posibilitățile lui A, B și C. Aici, undeva. Aici ți-a plăcut ție cel mai tare, când am zis că 10 să fie. De ce 10? Noiemi, de ce 10 am zis eu? De ce n-am zis 11, 13, 17? De ce 10? Pentru că la final 10 a fost să ne-am dat mie. Pentru că eu vrea să fie 0. Da. Atâta vreme cât am văzut aici 100 și noi avem aici și aveam nevoie de 3 zerouri, ne-am pus problema de un zerou. De unde să vină un zerou încă? De la 6. Numai dacă aici suma este 10 sau 20. Da, foarte frumos. 30 nu? Nu. Deci, finețea ghișitului, eu cred că cel mai tare lucru pe care merită să rețineți este aici. Aici, că e. Adică, am avut în sensul 3 cifre egale. Și două erau obligatoriu zerouri. Două fiind obligatoriu zerouri, că am avut 100, atunci ne trebuia încă un zerou. Și de unde să vină încă un zerou? Din numai dacă celălalt factor al înmulțirii e un multiplu de 10. Profu, într-o ședință am vrut să vă întreb dacă se poate extrage numărul 9 din rădăcina pătrată. Sau rădăcina pătrată din numărul 9. Rădăcina pătrată din numărul 9. Da. Este da. Am adică ne întrebăm la... cine? No, cine? Da? Cine? La cine mulți prin însuși să dea 9. Cât o cine mulți cu el, prin el însuși, adică 3. Da. Ce bun e. Ai extrage rădăcină pătrată dintr-un număr, înseamnă a te interesa de un alt număr care mulți prin el însuși să -ți dea numărul respectiv. Da. Okay. Până la cât este rădăcină pătrată din 16? 8. Nu 8. 16 împărțit la... Ce bună ești! Nu. Stai. 5. Nu. Rădăcină pătrată. Cât oricât. Cine mulți prin el însuși să dea 16? Cât oricât fac 16? Dar același număr. 4. 4 ori 4? 16. Păi ba, 4. Nu, păi 4 ori 4, 16. Păi da, asta era. Nu, 16. Nu, păi ne interesăm cine? 16 am spus, da? A, tu zici 16. 16 am spus. Dar tu mă... Nu, s-a gândit la 16. Nu. Ia ca să se acopere neatenția și 18 am spus. Nu, că asta m-am gândit eu înainte și... Da. Cât este rădăcină pătrată? Din 36. Foarte, 6. Da, vedeți? Numărul părțit la 2.
Nu. Nu la 2. Cine la a doua? Adică cine prin el însuși? Trebuie mai departe, știi mai eu, da. Bun. În momentul de față am înțeles un lucru, că colegul de la Călăraș, Mihai, ne-a propus o problemă foarte frumoasă. Vreau, acum să la problemă. Pe traseu, pe parcursul Egeșițului, recunoaștem că am avut dificultăți suficiente. Da, o dată, e vorba de scrierea numărului ABC, ca fiind 100A plus 10B plus C, un lucru foarte important de reținut. Pe urmă, am avut posibilitatea să reducem termene asemenea, adică 100 de al de A, 10A și 1A, 111A, la fel 111B, 111C. Cred că este chiar un Egeșițiu frumos, iar Egeșițiul culminează sau atinge momentul cel mai interesant aici, când avem 100 înmulțit cu A plus B plus C, egal cu D, E. Aici este problema foarte tare, Egeșițiu. Să-i mulțumim lui Mihai și să-i spunem, dragule, mai trimite-ne probleme. Da, chiar că... Că noi de ți le facem. Vezi că nu suntem o trupă serioasă. Suntem o trupă serioasă și facem probleme interesante, toate problemele care le bine, așa merită aplaudat pentru problema lor. Acum vreau să îmi spuneți că aveți... Cum se extrageră de cine a votat din 36 ali? 6.10. Acum haide să pornim la treabă. Gata, tu vezi de limita ta. Da, limita. Și să vedem din manual ce e problemă. Astea așa încep, nu știu, ruful. Da. Se vede că camera a fost dobrită. Atacată. Da. Neagră. Haide să facem câteva probleme. Interesante sau nu? Da. Ce vrei ceasă? Ce vrei ceasă? Scrie cel mai mic și cel mai mare număr natural care să aibă 3 cifre. Scrie cel mai mic număr. Da. Cel mai mic număr din 3 cifre. 100, da. Așa, 100, cel mai mic număr. Și cel mai mare număr din 3 cifre. 999. 999, da. Bine. Hai să vedem și alte... Mai greu la puțin. Sigur că da. Noi suntem o cursă serioasă. Sunt de a 5-a. Silviu are 36 de ani. Deci cum? Silviu are 36 de ani. Silviu. Iar Ioana are 20 de ani. Ce bătui? Ioana? Da, Ioana. Are 20 de ani. Câți ani are? Cu câți ani este mai mare... cu câți ani este mai în vârstă Silviu decât Ioana? 16, da. Dar sunt de-a 5-a. De 5-a? Da, uite că e de-a 5-a. No, ne ducem mai sus. Da, mai încolo, că găsit niște exerciții frumoase. Dar nu mai știu de ce parte de ea. În ce clasă învățam cu rădăcina pătrată? În clasa a 7-a. De ce? Noi deja vom ști. Așa târziu? Da. Așa târziu. Ai bine abia. Da. Să vedem. Da, mai greu se. Da. La o împărțire de două numere naturale, se știe că de împărțitul este 39, iar restul 1. De împărțitul este 39, da. Deci D egal cu 39. Împărțitul nu știm. Restul,
Restul ce știe este 1. Restul este 1. Aflați împărțitorul și câtul știi că sunt diferite de 1. Cum puteți scrie 39 împărțit la A egal B, restul? Imagine. 39, spui tu așa. Împărțit la A. 39 împărțit la A egal cu câtul B, B egal la 1. Și 1, îți spui tu să zic așa. Eu aș zice egal cu B și rest egal cu 1. Nu știu să scriu eu acum. Egal. Da. Aflați împărțitorul și câtul. Știu. Dar mai multe variante. Eu zic că A-ul este 2. Deci... Aveți încredere în mine. Să am încredere în tine. Deci varianta lui Ricky. Dar cum te-ai gândit? A fost ușor, nu e nimic. Ricky. Deci Ricky spune... A egal cu 2 și B egal cu 19. B egal cu 19. Are dreptate? Hai să vedem. Da, da, da. Noi știm teorema părțirii curești, care spune de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. Nu? Am discutat asta. Da. Deci de împărțitul egal cu împărțitorul ori câtul plus restul. În cazul nostru 39 este egal cu, după Ricky, cum ne-a dat el varianta? Egal cu 2. 2 ori? Ori 19. 19 plus 1. Este adevărat? Știți cum am aflat? Da. Cum ai aflat? Am văzut că restul este 1 și am făcut 30, pentru că știam că dacă împărțim, după aia va veni restul și am făcut 39 minus 1 și am făcut 38. Da. Și mă gândesc la ce număr să împărți pe 38, să am împărțit la 2. Care sunt variantele lui 38? Cât oricât fac 38? Da? Deci fac așa bun. Sunt multe variante la 38. Aul poate fi și 19. 19, da? Și celălalt 2. Oare numai 2 și 19 fac 38? Nu, 38, da, cred că da. Cred că da, numai 2 ori 19. Și 38 pe 1. Fără 1, zice, fără să fie diferite de 1. Ca așa tot. Păi doar atâtea. Atât este, da. Corect. Deci două soluții. Voi chiar așa. Voi ce deodată, o ce te știți, este el. Se dă fac. Uite, hai să ne minunăm cu toții. Ce deștept e! Să ne minunăm de clasa 5-a. Da. Câte numere de 3 cifre există, așa încât împărțite la 23 sunt de restul 13? Așa e greu. Deci numere, care, adică A, împărțit la 23, se ne dă la restul? 13. Deci, un număr din 3 cifre. Da? Din 3 cifre. Deci de tipul A, B, C. Deci numărul ăsta A, B, C, împărțit la, cât am spus, la 23. Acum se vă vede. Da? Împărțit la 23. Să conducă la restul, să fie restul egal cu cât? Cu, puteți scrie teorema. A egal 23 ori B plus 13. Așa face. Deci A egal 23. Și asta nu mai știu. A. Egal 23. Prin A, tu ai înțeles numărul acela din 3 cifre, nu? Da. Hai să spunem N, numărul N. A. N. Deci N. Egal cu? 23 ori B plus 13. Ori B plus 13. Stau, m-a distrus. Nu, asta nu cred să mă ajut. Hai că trebuie să găsim. Păi dacă avem numai două numere, le adunăm. 23 plus 13. Nu, nu le-am facem așa. Gândim. Suntem aici împreună și trebuie să găsim soluții. Deci... Numărul trebuie să fie din 3 cifre. Știu, proful. Deci căutăm un număr. Dar poate fi mult. Prof, gata, știu. Stai ca acum. Cu 2, cu 3, cu 4, cu 5, cu 6, cu 6, proful, stai. Stai să vedem. Stai să vedem. Nu, nu. Dacă am așteptat, că după se spune de punctul imediat. Și pe mine. Cu cât faci, ca să știu dacă... Lasă-mă-n pașii. Să nu fac oicelași. Oricum te-ai mult bine. Ba nu. Da. Irene, hai să facem noi înaintea lor. Ei se nu dau ne. Mari că nu... Eu deja am terminat. Gata. Gata. A este 59. Da, asta vreau să spun. Eu îl fac pe celălalt. Îmi pare rău. A egal
59 și B egal... Dar nu mă pe mine. Cum ai zis? A egal cu 59. Cine a urmă? Nu ăsta. Nu, da. Da, nu. Păi nu trebuie să fii din 3 cifre, copii. A, din 3 cifre? A, din 3 cifre? A, păi, dar că ți-a spus de loc. Nu, hai, vă dau. Deci să fii din 3 cifre. Neapărat numai din 3 cifre? Da, din cifre. Poate să fii și mai mare? Nu, mai mult de 3 cifre nu. Păi 23 mulți cu cine, Irina, să mă ducă, Irina, să mă ducă la, la 3 cifre. Măcar acum cu... Dacă mulțesc cu 2, face 40 și. Gata! Dacă mulțesc cu 3, fac 60 și. Scrieți, N este 243. Deci, cum ați zis, să fie cu 3 cifre, da? Cu 3 cifre, da. Trebuie să vă scrieți, N egal cu 243. Nu e egal cu 243. Împărțit 23. Deci da. 243, da? Da. Și dacă îl împărțim pe 243 la 23... Din câte am calculat eu, vine 10 rest 13. Da. Tu le-ai luat șmecherul. Știți ce-a făcut? Nu luat pe B10. Da. Și 23 ori 10. Da, da. 230 și cu 2, 13 și fac 240. Și el știe șmecherii de astea și noi nu suntem fricite. Nu știu, am adunat cu 13. Și am adunat cu 13. Cum ai făcut variantă? Stai mai puțin, așteptați. Dar dați-mi pe cel mai mic cu putință. Ăsta. Care? Ăsta. Ba, este unul și mai mic. Deci cum el cu... Deci dați-mi pe cel mai mic număr care împărțit la 23, din 3 cifre ea. Și dea de 113. Ei nu o facem mai. Ea mulțește cu 4. B, ia pe B 4 și zici 23 ori 4. Ia să vezi. 23 ori 4. Ia vezi cât face. Cât? 52. 23 ori 4. 92. 92. Că vine 4 ori 3, 12, 4 ori 2, 8, cu 1, 9, 92, da? 92 plus 13, 92 plus 13, 92 plus 13, face 105. 105. Ăsta e cel mai mic, din 3 cifre, 105. Da? Ăsta e cel mai mic. 105, dacă îl împărțim la 23, merge de 4 ori. V-ați gândit așa? Invers am mers eu. Adică, am zis așa, cât să le iau pe B? Dacă le iau pe B2, 2 ori 23, fac 46. Și cu 13 nu mă duc până la 3 cifre. Eu trebuie să ajung la număr din 3 cifre. Dacă le iau 3, 3 ori 3, 9, 3 ori 2, 6, 69 și cu 13, nu ajung la 3 cifre. Dacă le iau 4, 4 ori 3, 12, 4 ori 2, 8 și 1, 90, ajung la 3 cifre. Și atunci, numărul cel mai mic din 3 cifre este 100 cât? 105. 105, fiindcă el a fost obținut de mine prin manevra aceasta, crescându-l pe B ușor, ușor, până am atins pe... Cât poate să fie cel mai mare număr cu putință? Din 3 cifre. Din 3 cifre. Cel mai mare număr din 3 cifre. Cum vă gândiți? Care este? 23. Nu, e adevărat. 23 ori 9. Ori cât? Ori 9. Ori 9, ia să vedem. 23 ori 9. Ai bine. Ori 10, ori 11. Că bă, ăsta nu-i cifră. E un număr și el. Da. Ori 20. Ia să vedem. 23. Ori 20, face 4, 2 ori 3, 6, 2 ori 2, 4, 460, până la 4, până la, mai, deci 20, 30 dacă luăm, 40, 40 să luăm, ia să zicem, 40, 4 ori 3, 12, 4 ori 8, 1, 9, 920 plus, da, mai e. Plus un 13, să vedem dacă încă mă mențin la 3 cifre, încă mă mențin. Face cât aici? 3,
933. Se mai poate. Și poți să mai cresc încă un pic. 41. La 41, 23, ori 40. Cum faceți 933 plus 23? Plus 23 da. Și încape. Și mai fac plus 23 plus 46. 46. Și plus, cred că 69 mai încape. Da, da, da. 69 și cred că mă opresc aici, 93. Da, nici nu încape 69. Nu. Dacă după vine restul, încape 46. 46. 6 și cu 3, 9. 4 și cu 3, 7. 9. 979 este cel mai mare număr, atenție, 979 este cel mai mare număr din 3 cifre, care împărțit la 23, ne dă restul 13. Autorul așa ne-a întrebat, care e cel mai mic și care e cel mai mare? Întrebați, da? Da, asta a întrebat. Deci, să găsim numărul și primul a întrebat, care e cel mai mic, care e cel mai mare? Răspunsul, cel mai mic este 105 și cel mai mare este 979. Foarte tare povestea. De unde, de unde am, am pornit eu pe exercițiu, da? X pătrat minus 2, X plus 1. 7. X minus 1 tot la pătrat, nu? Da, este X minus 1 tot la 2, este... Da, hai să ne întoarcem copii și să spunem așa. Ce, ce, Noemi, unde ți-a plăcut ție exercițiul ăsta? Nu ți-a plăcut. Hai să vedem. Irene, spune tu. Hai, Irene, spune. Când am aflat toate posibilitățile. Nu când te... autorul ne-a întrebat care este cel mai mare și care este cel mai mic. Odată. Dar cred că descoperirea asta pe care Ricky a făcut-o pe 23 o mulțit cu 10 și pe urmă a durat-o în 13 și a găsit numărul, ne-a determinat și pe noi să da. Ne plimbăm pe scara asta cu B începând de la, cât am spus eu, de la 4, parcă, nu? B de la 4, ca să mă duc spre numărul din 3 cifre. Da. Și până am ajuns cu B, până la 40 și... cât am zis da. Noi? 43? 41, 42, 43, cred. Da. Ia să vedem. 42, propriu. 42? Păi cât am adunat aici? 42, da, 42. 42, 42, 42, 42 da? 43, că 43 ne-am duceam prea sus. Ne duceam prea sus, bine. La 40 ne-au dus aici, la 933, da. Nu? Și la 42 a fost cel care ne-a limitat. 42 sau 43? 42. 42. Deci B-ul ăsta se poate plimba. B-ul ăsta se poate plimba în spațiu. Începând de la 4, cu egalitate, poate să fie și egal, până la 42. Asta este miezul problemei. Deci, copii, în fiecare exercițiu noi trebuie să pătrundem în zona aceea mai greu accesibilă. Adică